Te salut din nou, tot eu sunt Laurențiu și în acest video aș vrea să-ți fac un tutorial în care să-ți arăt cum se creează o listă și e-mailurile și campania de e-mailuri, iar apoi am să-ți arăt cum toate aceste lucruri pe care le faci le vei conecta la funnel-ul tău. Da? În videoul anterior, într-un alt video pe care l-am făcut mai devreme un pic, ți-am arătat cum se creează un funnel de vânzări. Da? Practic ți-am arătat prima dată cum poți să folosești un funnel de la Builderall, doar să-l editezi, apoi ți-am creat eu unul de la început și ți-am explicat care este diferența între panou și elemente. Și ți-am creat așa repede un funnel de la zero. Funnel însemnând aici un titlu, aici un alt titlu, aici un video și aici un text ca să-ți lase adresa. Asta este un buton de plată, îl șterge pe acesta. Un buton unde să pui un link, da? Bun. Ce putem noi să mai facem aici, ca să creăm funnel-ul, să-l finalizăm, este să mai adăugăm un text. Mergem la aici, Add Elemente și alegem text. Și aici alegem un text mai mic. Îl alegem pe acesta, de exemplu. Îl luăm și îl punem aici, sub video. De ce l-am luat? Ca să facem aici un call to action pentru adresa de e-mail. Am site-ul ăsta al meu. Mă duc înapoi aici să iau textul ăsta. Și practic am făcut ceva asemănător cu acesta. Iau fraza asta. Și practic există un text, un alt text, un text, un video și o ghidare ca să-și lasă adresa de e-mail. Așa și aici. Text, text, video, ghidare către e-mail. Imediat să pun textul acela. Da? Acum îl pun pe mijloc. Iau și scrisul să-l pun și pe acesta pe mijloc. Ridic pe ăsta un pic mai sus. Aici fiecare, de obicei se spun anumite texte, gen 7 motive ca să fii expert în domeniul X, da? Așa, aici pui tu ce text vrei tu. Bine, asta este opțional cu toate textele astea pe aici, știi? O să pui mai în dreapta, poți să pui unde vrei tu, da? Ideea e că așa arată un funnel. Un text, un alt text. Aici poți să pui mai multe texte. De exemplu, poți să iei pe ăsta și să dai duplicare. Da? Și textul acesta îl iei și îl pui aici sus. Pac. Da? Aici poți să, ca să arate frumos, scrii tu așa. Asta. Masterclass Z. Da? Masterclass Z, poți să îl pui pe mijloc. 7 motive. Aici poți să mai pui ce vrei tu. Dă click pe, cum am pus eu aici, pe videoul de mai jos. Da? Poți să iei tot textul. Să-l faci mare. Da? Îl punem pe mijloc. Ăsta pe mijloc și el. Video pe mijloc și el. Doar că ridicăm un pic mai sus. Da? Ăsta facem așa. Ăsta cu GDPR-ul îl ridicăm. Prin asta albastră. Haide mă, ce ai?
Da, nu știu de ce nu pot să las mai jos. În fine. În fine, nu mai contează. Pun pe ăsta pe mijloc, îl pun pe ăsta un pic mai jos. Da, în fine, nu știu de ce nu pot să fac mai mijloc. E schimbi și asta culoarea, cum mai ții minte cum ți-am arătat în celălalt video să schimbi culoarea. Dacă nu te-ai uitat, să-ți arăt repede cum schimbi culoarea de aici. Background setting, în loc de alb, pui ce culoare vrei tu. Da? Ce mă enervează asta că nu merge? Scuze-mă un pic că mi s-a pus pata pe ăla. Dacă nu merge de acolo, le iau de aici, mă, nu știu de ce nu merge. Ok. Merge să sărim peste, nu stau acum să-l butonez. Dacă ar fi după mine, l-aș șterge. Ok, mergem peste. Aici totodată pot să mai pun un alt text. Pot să textul să mai pun aici încă un alt text, dar acestea sunt detalii. Deci, practic, în videoul anterior ți-am arătat cum să faci funnel-ul acesta sau cum să faci alt funnel de la ei. Și doar să le editezi. Bun, acum avem aici pagina aceasta. Dăm click pe ea și trebuie să știm două lucruri. Ce se întâmplă cu omul care dă click aici, care își introduce adresa, unde se duce și unde se duce adresa lui de e-mail. Două lucruri trebuie să deținem aici. Unde se duce adresa lui de e-mail, primul lucru, iar al doilea lucru, unde va fi el redirecționat ca și om în timp real. Și dacă dăm aici pe link, trebuie să setăm unde va fi el. Unde va fi el redirecționat ca și om, ca și persoană în timp real, da? Iar dacă dăm click aici, ne alegem o listă. Acum hai să vedem cum se creează lista, e-mailurile și cum le conectăm aici. Dar mi-am adus aminte înainte de asta, trebuie să stau așa să nu ți intre lumina în ochi. Înainte de asta mi-am adus aminte, este important să mai faci o altă pagină. Și o altă pagină, eu dau duplicare, ăsta e ea. Ideea de duplicare. Practic, acum vei avea două pagini. Da? Page Home și Page Home. Ca să le diferențiezi, te duci aici la Page Settings. Și la page home, nu lași așa, home, scrii și tu, pagina 2. Pagina 2, de exemplu, sau cum vrei tu să o denumești. Da? Aici o să ai linkul, aici o să fie URL-ul. Aici nu mai contează. Bun. Și dai save. Te întreabă, vrei să fie asta prima pagină ca pagina principală și lași nu. Practic acum ai făcut pagina 2 și în momentul de față tu ai două pagini, pagina de home și pagina 2. Pagina de home scrie aici home, da? Dacă te duci să o editezi, poți să dai click aici. O să vezi că aici în partea dreaptă te întreabă dacă vrei să fie pagina. A, nu, asta e pagina de home. Ok. Deci, practic, sunt. A, mi-a duplicat-o pe asta, fii atent. Mi-a duplicat-o fiindcă eu nu o salvasem. Deci, ai văzut ce am făcut? Eu, practic, am duplicat pagina, dar eu pe asta nu am salvat-o niciodată. Niciodată n-am dat save. Bun, important. Bravo, uite că e bine că s-a întâmplat. După ce lucrezi la funnel,
După ce pui texte video, texte call to action și practic așa arată funnel. Exact așa te să arate, da? După ce creezi asta, trebuie să-l salvezi. Obligatoriu trebuie să-l salvezi. Dacă nu-l salvezi, ai văzut, am dat duplicare și nu s-a duplicat nimic. Și dau, da, publicarea site-ului. Și practic eu acum am salvat funnel-ul. Bun. Și în videoul anterior, la fel, am uitat să dau save, să zic să dai save. Și acum eu l-am salvat pe video. Acum dacă dau duplicare, da, să duplic această pagină, mi se va duplica această pagină pentru că am salvat-o și se va duplica cu totul. Acum vezi, s-a duplicat pagina aceasta și acum mă duc la home și am două pagini. Bine, o avem și pe cealaltă, prima, pagina 2. Și ce fac? Pagina asta ultima, se numește pagina home, dau click pe ea și mă duc la pagina settings. Cred că o pun pe asta, pagina 2. Și pe aia care era pagina 3, să o șterg. Ok. Cum faci să vezi toate paginile? Te duci aici, la My Pages, și vezi toate paginile care există. Și practic, prima dată există această pagină. După aceea există această pagină, pagina numărul 2, pe care am făcut-o și am salvat-o, dar când am duplicat-o nu era salvată și e urâtă, să spun așa. O să o șterg. Și practic rămân doar cu două pagini. Pagina principală, unde ai văzut funnel-ul, și pagina pe care am duplicat-o. Iar de aici pot să dau editare. Și după ce dau editare, mă duc și dau aici, page settings. Bun. Acum, redirmesc această pagină cu pagina 2, pentru că acum e salvată. Tu îi dai orice denumire vrei tu, dar eu dau așa, pagina 2, ca să înțelegi logica. Da? Și dau save. Odată ce am dat save, s-a salvat pagina 2. Hai să văd ce mai am pe aici. Hai să încep să mai închid din ele. Că nu știu exact care sunt alea bune și alea mai puțin bine, că așa le închid pe toate. Bun, și practic am aici două pagini, pagina de home și pagina 2. În cazul în care vrei ca pagina 2 sau altă pagină să fie pagina de home, intri în ea, oricum intru în asta să o editez, și o setez pe aceasta ca pagina principală. Adică dai aici pe page settings. Și aici la homepage pui yes și asta va deveni pagina principală, dar nu e cazul să o facem. Bun, acum suntem pe pagina a doua. Pe pagina a doua, ce se întâmplă? Pe pagina a doua, în general, asta îți arăt la mine. Am site-ul, am un video de introducere și lasă-ți adresa de e-mail. După ce îți lasă adresa de e-mail, pe partea cealaltă, el va fi redirecționat ca să vadă o vânzare. Practic, pe pagina cealaltă va fi tot așa un text. Un alt text. Da. Și aici putem să scriem ceva. Nu știu ce. Scriem și noi. Vânzarea de pe pagina 2. Aici trebuie să fie un call to action, un video. Și aici, dacă vrei, tu nu scrii ce scriu, să cumperi. Dă click pe butonul de mai jos. Tu să nu scrii niciodată textele astea, eu îți dau așa informativ ca să înțelegi tu care e logica. Butonul de mai jos. Ok. Și aici în loc de buton, în loc de
pagina de captare adresă de e-mail, că nu ai de ce să-i captezi adresa de e-mail, o ștergi și el trebuie să dea click pe butonul ăsta, da? Pune și noi pe mijloc și ce facem? Adăugăm un buton, mergem Add Elemente și aici căutăm buton, 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 scrie buton. Îl alegem noi un buton. Mai nu. Luăm și îl punem aici. Perfect. Și am făcut pagina a doua. Putem să facem mai mare. Am arătat în partea cealaltă cum să editezi un buton. Dai click aici. Și te duci la asta. Cumpără. Aici, click aici. Îți spun așa că să mă asigur că primești informații, chiar dacă unele informații ți le-am spus și în video celălalt. Aici poți să pui ce culoare vrei tu. Da? Bun. Aici poți mai pune un text în care să spui felicitări, asta cu GDPR-ul poți să o scoți. Da? Bun. Asta cred că ți-l șterg de tot. Da? Aici poți să pui câte chestii vrei tu în jos. Acum, aici pe butonul acesta de cumpără, poți să îți pui tu un link aici, îți pui link cu ce vrei tu, cu pagina de plată. Iar aici. A, bun. Și dai save. Hai să zic de ce am făcut chestia asta. Înainte să ți arăt care e faza cu care e faza cu e-mailurile, că poate te întrebi, ok. În videoul acesta trebuia să ți arăt cum se setează e-mailurile și lista. Ideea este că aici pe prima pagină, în momentul în care din când în când putem să dăm aici republicare. Asta este adevăratul buton de republicare. În momentul în care tu vei fi pe prima pagină, aici stau deja pot să-l închid. Bun. În momentul în care tu vei fi pe prima pagină, pe pagina de home, ți-am spus că trebuie să fii atent la două chestii. Una, când persoana își introduce adresa de e-mail, tu trebuie să fii atent sau atentă unde fuge e-mailul, da? O să-ți arăt un pic mai încolo. Iar a doilea lucru la care trebuie să fii atent sau atentă este unde va fi omul redirecționat după ce și-a introdus adresa de e-mail. Acesta este motivul pentru care am făcut această a doua pagină, ca să avem nevoie ca să-ți arăt aici. Iar în momentul în care tu ești pe pagina de captare adrese de e-mail, trebuie să bifezi cele două răspunsuri. Odată, unde va fi omul redirecționat și pentru asta trebuie să setezi un link. Dacă aici dai click și în loc de web, că nu aici e web, pui pagina și pui pagina a doua. Poc. Acum ai înțeles de ce am făcut-o? Și dai save. Și acum când cineva intră pe acest site și își introduce adresa de e-mail, după ce și-a introdus adresa de e-mail, e-mailul pleacă într-o listă, iar el ca și om în timp real va fi redirecționat către pagina a doua. Deci aici o să vadă un intro scurt, dacă vrei să-i pui un intro scurt. Apoi va fi redirecționat către pagina a doua, aceasta pe care am pus-o. Și totodată îți recomand și aici, îți recomand să dai click și la fel să selectezi pagina, adică el să fie redirecționat către pagina a doua și să dai save, să fie și jos și sus. Ce înseamnă jos și sus? Jos înseamnă că după ce el își introduce adresa, va fi redirecționat acolo. Dar dacă are deja și ăsta de sus, înseamnă dacă el are deja adresa în adresa lui de e-mail la tine, că presupune că un om intră o dată, dar mai intră o dată, sau de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, dacă intră de 3, 4, 5 ori, nu poți să captezi adresa de e-mail decât o singură dată. De asta înseamnă că dacă subscribe pending, înseamnă că dacă el a fost redirecționat, are deja adresa de e-mail, va fi redirecționat aici. Da? Bine. Bun.
Nu înseamnă chiar asta, înseamnă subscribe pending, înseamnă dacă avea double check-in. Dar e ok să-l pui. Bun. Acum, ai aflat unde se duce omul după ce și totuși a de email, dai save. Și dai cu publicarea site-ului. Și acum, în acest moment, tu ai o pagină de captare a emailului și o altă pagină, pagina cu numărul 2, unde el va fi redirecționat după ce și-a introdus adresa de email. Iar pe pagina aceea, a doua, îi faci vânzarea și ai un buton ca el să plătească sau să cumpere. Acum, îți mai dau o altă informație extra, profit și eu ca să dau informații, că poate te vor ajuta la un moment dat. Îți mai dau o ultimă informație înainte să vorbim de liste. În cazul în care tu vrei să doar să captezi adresa de email, iar pe pagina cealaltă să nu-l trimiți. Că nu ești obligat să ai a doua pagină. Pe a doua pagină poți să ai deja linkul de afiliat către un afiliat al tău. Tot ce trebuie tu să faci în acel caz este să îți creezi o pagină de captare a adresei de email, cum este aceasta, asemănătoare. Aici introduci această opțiune de email, iar în momentul în care dai click aici și trebuie să setezi un link unde el va fi redirecționat, la acel link nu mai pui pagina a doua dacă nu ai pagina a doua și bifezi web. Deci pagina a doua este doar pentru tine, da? Bifezi web și aici pui linkul de afiliat al lui X sau linkul de afiliat al lui Y. Și pui linkul de afiliat al lui X sau al lui Y și salvezi. Asta înseamnă și aici, aici. Asta înseamnă că omul, după ce a văzut un video de prezentare, da, poți nici video ăsta să nu-l pui, poți să-i pui doar text. Dacă vrei să înveți să câștigi 7 domenii, lasă-ți adresa de e-mail aici. Și nici măcar nu-ți trebuie videoul ăsta. Pui aici un text, aici un text, textul ăsta și captarea adresei de e-mail. Iar omul, după ce își bagă adresa de e-mail, nu va mai fi redirecționat către pagina ta, a doua, ci va fi redirecționat către pagina de afiliat a unui partener de al tău, direct prin linkul tău de afiliat. Și tu practic ce ai făcut? Doar i-ai captat adresa de e-mail, dar l-ai redirecționat către afiliat. La el se contorizează că vine de la tine și după aceea el face treaba, face vânzarea, face tot ce știe el că trebuie să facă ca și expert. Da? Deci am vrut să mai fac și diferențierea asta. Acum, între astea două butoane, aici, da? La linkuri. Deci o redirecționez către pagina ta, ori către web, către partener afiliat, direct linkul de afiliat. Și te mai cumperi tu cu a doua pagină, decât dacă e produsele tale. Acum, am încheiat tot ce am putut să închei. Ne-am luat 23 de minute, dar credem că informațiile astea, eu personal consider că sunt importante și că beneficiezi de ele. Acum, hai să-ți arăt cum creezi listele de e-mail. Deci mergem în, salvăm aici. Bun, mergem, dai și aici republicare, asta e foarte important, dai republicare asta. Dacă nu știi cum ajungi pe pagina asta ca să dai această republicare, în momentul în care ești aici, dai click aici și dai website, nu website settings, dai list of pages. Da? Apropo, vreau să-ți mai arăt ceva aici. Aici este important, iartă-mă, merg pentru că am să zic ceva lucruri importante. Aici vezi diferența între telefon și mobil. Așa se vede pe telefon, pe mobil, dai preview. E foarte important ce urmează să zic. Uite, așa se vede pe, da? Fix așa se vede pe asta. Și în momentul în care dai pe mobil, s-ar putea să nu se vadă la fel. Vezi? Nu se vede la fel pe mobil. Se vede urțel. Bine, asta nu știu cum a apărut textul pe aici. Cred că a fost pe dedesubt, da, știu cum a apărut. Ce trebuie tu să faci este să te duci aici înapoi. În primul rând să căutăm textul ăla. Back to editor. Aici pe undeva este un element ascuns. Uite-le aici.
Am simțit că e pe aici băgat. L-am văzut doar în momentul în care am vrut să văd o versiune pe mobil. Bun, iar acum că suntem în editor, mă duc aici la mobil ca să văd cum se vede și este important ca să văd cum să fac să fie mai frumos. Și vezi, nu arată foarte ok. Dar care era logica acolo? Bine, ăsta trebuie șters sau am uitat eu să șterg. Iartă-mă. Am șters doar textul, dar nu am șters și pătratul, de-aia așa mare. L-am pus eu din greșeală pe ăsta, ca să știi. Uite pătratul ăsta, de-aia era spațiul așa mare. Și pătratul ăsta l-am pus eu. Mai devreme am văzut când l-am pus, nu știu dacă ai văzut și tu. Bun, și acum nu mai arată așa urât. Bun, mergem la telefon. Să vedem cum arată pe telefon, vezi? Arată mai frumos aici Master Z. Dar ce nu-mi place este că adresa de email este jos. Și ce fac? Dau click pe ea și am butonul ăsta, move down. Dau mai jos. Vezi și s-a mutat aici. Iar dau click. Dau move down. Și mă joc cu ele, da? Videoul ăsta era mai sus. Îi dau move up. Videoul era mai sus. Îi dau move up. Da? Și cum era? Parcă așa era, nu? A, dă click pe video de mai jos. Ia uite ce. Dau move up. Dă click pe video de mai jos. Move up. Dă click pe video de mai jos, move up. Cam așa era, da? Și așa se vede pe telefon. Pagina de sus, panelul de sus, panelul ăsta roz, în care aici am un text, un alt text, dă click pe video de mai jos, poți să pui și ăsta mai sus, pentru acces la cursul gratuit și alte informații, dă click aici. Aici, între ăsta și panelul galben, poți să mai pui încă un text ca să, gen, felicitări, bravo, mult succes, ce vrei tu, poți să mai pui ceva, și așa mai departe. Ideea e că ți-am arătat cum arată pe telefon și așa arată frumos și pe telefon. Practic arată exact ca pe laptop. Da? Era important și acest aspect să ți-l transmit, că, na, în 23, 27, în 4 minute ți-am arătat cum să faci versiunea pe mobil. Consider că era important, știi? Bun. Acum merg aici, dau save. Și acum chiar că am terminat, ți-am spus tot ce era de spus la funnel. Bun, bun, bun. Aici o să-ți apară mereu acest pop-up, dai close mereu. Da? Și republicarea de aici. Și gata. Acum, mergem aici, în builder-ul. Și intrăm în mailing. Până acum tot ce am creat în builder-ul website builder. Acum urmează să intrăm aici ca să creăm listele. Dăm click pe enter și să deschidem această pagină. Așteptăm să se încarce. Și vedem aici mailing boss. Ce avem? Avem home, avem workflow, avem abonați și e-mail-uri. Practic pe tine cel mai mult te interesează abonații și e-mail-urile. Aici la abonați găsești listele, iar aici la e-mail-uri trimiți e-mail-urile. Le luăm pe rând. Abonații, vezi cum ai așa, liste, toți abonați și așa mai departe. Dacă dai click pe liste, dai aici creare listă. Dai creare listă și te pune să faci cum a fost mai devreme, cum am făcut eu în celălalt tutorial. Dar îți mai fac și aici, încă poate nu l-ai văzut pe acela. Aici scrie o listă, test listă, test listă, aici bifez single și aici bifez single. Varianta aia unde te-am pus să pui de două ori era în cazul în care ai fi bifat aici double. De asta erau acolo două opțiuni, adică aici, jos, știi? La starea link-ului. Dar tu lasă single. Single înseamnă că persoana, după ce și-a introdus adresa de e-mail, va fi redirecționată către link-ul de afiliat al partenerului sau către pagina a doua a ta, imediat. Double însemna că îi trimite un e-mail
și el trebuie să dea click pe un link de confirmare din acel email și doar din email poate să ajungă pe pagina a doua sau pe linkul de afiliat al partenerului. Bun, deci suntem aici. Bifăm single, single, bifăm o descriere și dăm save. Pac. Nu mai dau acum save că am făcut o grămadă de liste. După ce dau save, pagina va arăta fix ca asta. Deci după ce dai save, va arăta fix ca asta. De asta n-am mai făcut-o că era asta. Test listă, cum am pus mai devreme. Și așa, single, am bifat, single, am bifat. La subiect ai să nu treci nimic. Aici trebuie să pui numele tău, reply to, unde să dea persoana respectivă reply. Ți-aș recomanda să ai un email de business pe care să-l pui și aici. Acum am la orientul la orientul.ro și așa mai departe. Cum am eu aici, așa îți recomand și ție să ai un profi. Că una e să primească cineva un email de la Laurențiu Aromarketing afiliat.ro și să dea replay tot la asta. Da? Ceva de genul ăsta va trebui să fie și la tine. Da? Și una e să primească email de la 990HT99931. Da? O să-ți fac un alt video, un alt tutorial în care o să-ți arăt cum să-ți creezi o adresă profi, tot aici pe Builderall, și cum să-ți adaugi adresa aici, în acest câmp, fiindcă tu nu ai acest câmp cu toate adresele de e-mail, fiindcă nu ai momentan creat. Dar o să-ți fac un tutorial. Aici este sender name, îți pui numele tău. Da? Bine, pui și tu cu lume mare, cu fumare. De update. Apoi dacă forum pages aici nu, să nu umbli, dacă era ceva de umblat, ziceam eu. Aici la subscriber, aici vezi toți abonați pe care îi ai. Da? Și aici vor fi unii sub alții. Notificare. Subscriber import, dacă vrei să importi din altă parte, click here file și adaugi. Haideți să-ți arăt cum arată o listă mai măricică, de exemplu cum e asta, da? Te duci aici la... nici nu contează unde te duci aici, pentru că toate astea de aici le găsești în partea cealaltă. Te duci la update, la overview, nici nu contează. Eu de obicei dau update și sunt aici. Dacă dădeam la overview, eram aici. Și aici mi-arăta. Aici la overview sunt de fapt statisticile, știi, câți abonați ai, cât s-au abonat ieri, cât s-au dezabonat de-a lungul cursului, de când am eu lista asta, de când am lista asta s-au abonat 7712 persoane și s-au dezabonat 665, nu știu, 9%, să spun așa, câte e-mail-uri le-am trimis 72 și cât s-au abonat ieri, 12. Da? Update, aici este foarte important cum să se numească lista, de pe ce adresă să trimiți e-mail-ul, exact ce s-a arătat mai devreme, unde să dai reply, numele, compania, single, single. Descrierea asta nici nu contează, dar poți să scrii ceva ce vrei tu aici. Da? Aici îți recomand să nu umbli absolut deloc, decât dacă dai, dacă vrei welcome email sau ceva de genul acesta. Apropo, o altă chestie. Aici, la subscriber. Te duci la subscriber și aici vezi câți abonați ai. Dacă ăsta am făcut eu un test mai devreme, să-l ștergi. Dacă vrei să ștergi, ca să stai șterg, dai delete și asta e tot. Pe toate conturile să șterg. Și aici găsești toate e-mail-urile pe care le ai. Ce vreau să spun aici? Poate vrei să dezabonezi pe cineva. Dacă vrei tu manual să dezabonezi și ai ca mine 7711 e-mail-uri, cum fac să găsești un e-mail? Și hai să luăm de aici un e-mail la întâmplare. Nu știu, aia pe ăsta care s-a dezabonat, da? Cum fac să găsesc adresa de e-mail? Păi,
Mă duc aici la adaug o condiție și anume, care e condiția? Păi condiția, vreau să-mi găsești un abonat căutându-l de pe adresa de e-mail care să fie egală cu adresa de e-mail. Asta, deci dau search și îl găsești. Da? Dacă nu știu adresa de e-mail și știu doar că îl cheamă Bucur, atunci spun să îmi găsească subtitratul, să îmi găsească abonatul de pe adresa de mail, nu care este egal, care conține litera, nu mai știu, Bucur, parcă era pe acolo ceva de genul ăsta. Și dau search. Da? Și îmi găsește pe toți care au Bucur. Bucur, Bucur, Bucur. Deci cam așa este cu abonații. Asta dacă vrei să-i cauți. Dacă nu, te uiți așa la ei. Dacă vrei să vezi câte e-mail-uri au primit, uite, te duci, uite, mă duc la mailea abonat, da? Mă duc pe el, dau click aici și dau overview. Mă interesează acest băiat, care este treaba cu el. Și dau overview. Și aici văd câte e-mail-uri am trimis de-a lungul timpului. 67 de e-mail-uri cu succes i-am trimis de-a lungul timpului, de când este el abonat. 67 de e-mail-uri. Câte clicuri a dat, câte mi-a deschis, din 67 câte mi-a deschis. Din 67 mi-a deschis 31 și câte clicuri mi-a dat pe linkuri. Mi-a deschis 21, deci i-am trimis 67 de e-mail-uri și mi-a deschis 21 de e-mail-uri. Și să vedem câte clicuri a dat, fiindcă eu când trimit un e-mail am și niște linkuri în interior cu ghidare către a cumpăra masterclass-ul. Se pare că nu a dat niciodată, a dat 0 clicuri, doar a citit e-mail-urile, dar nu a dat niciodată click pe un link. Dacă ar fi dat click, îmi spunea pe ce link, uite aici, URL, pe ce link a dat click. Da? E doar un exemplu. Cam asta este tot. Acum, am creat adresa de, am creat lista. După ce am creat lista, îi dau update și după aceea close. Și am creat lista. Lista se numește test list. Mă duc aici, în funnel, și pe lângă informațiile acestea, mă interesează foarte mult aici, să dau pe set list, și mă duc și caut lista respectivă. Teste. Test lista. Da? Eu personal îți spun în adevărat, acum nu am făcut o altă listă nouă, pentru că dacă făceam o altă listă nouă, dura poate și o jumătate de oră până apărea aici. Deci nu apărea în timp real. Deci dacă creezi o listă și nu ți apare aici în timp real, să știi că poți să aștepți și o jumătate de oră ca să ți apară. Tocmai de aceea am mers pe premisa să mă folosesc de o listă deja existentă pe care tocmai o făcusem la celălalt tutorial. Și dau save. Dacă am dat save, asta înseamnă că oricine se abonează aici va ajunge acolo. Opa, după cum vezi, aici mi-a apărut email și nume. De ce? Pentru că lista aceea avea și un email și nume. Asta înseamnă că trebuie să mă duc încă o dată la listă. Mă duc la listă, îți spun asta că poate ți apare și ție și te duci la Forms. Sau hai să te duci la Update și aici te duci la Forms. Forms înseamnă ce să apară pe listă. Și vezi că aici lista asta era creată astfel încât să apară e-mail-ul și numele. Dar șterg numele. Da? Name-ul ăsta nu mă interesează numele, îl șterg, dau încă o dată Confirm și l-am șters. Și acum mi apare doar e-mail-ul. Dau update. Iar aici, în momentul în care mă duc și setez lista aceasta, încă o dată, mi apare doar e-mail-ul, fără nume. Ai văzut? E bine că s-a întâmplat asta ca să vezi și tu cum se face. Și practic aici mi-am setat lista ca să știu unde mi se va pune e-mail-ul persoanei care l-a lăsat. Iar ea se va duce aici unde am setat eu linkul ca să se ducă.
ca și persoană, ca și următoare pagină. Acum, după ce am creat această listă de e-mail, tot ce trebuie să fac este să creez niște e-mail-uri pentru ea. Hai să vedem cum creăm e-mail-uri. Păi, practic, sunt tot aici în mailing list și ți-am spus că aici ai două butoane importante. Abonații și cu listele, da? Și e-mail-urile. Dăm click aici la e-mail și avem toate e-mail-urile și e-mail sequence. Aici dăm click pe All Emails. Dacă vreodată vrem să trimitem doar un singur e-mail, un singur e-mail, să fac un calcul și spui, domnule, vreau să trimit un singur e-mail acum în timp real eu. Tot ce trebuie să faci este să dai create a new. Mie mi-a luat foarte mult ca să descoper chestia asta. Știam să fac automatizare, știam, dar nu știam cum să trimit un e-mail. Dai create new, aici dai test. Se numește regular. Da? Regular email. Pui regular sau broadcast. Te întreabă către ce listă să trimiți. Selectezi tu o listă. Da? Sau către lista aia care o vrei tu. Am pus-o către test. Da? Test listă, da? Selectezi asta. Dacă am mai multe liste, dau aici, add more list și cam atât. Apoi, eu sunt aici, cu will receive. Am pus lista, merge la pasul 2, template. Dau save și mă duce la pasul 2, la template. Aici, la template, mă întreabă, de pe ce nume să plece e-mailul? De pe Laurențiu Florea. Lista aceea pe care o aveam eu, pe care am făcut tot testul ăla, are e-mailul ăsta, dar eu... Dacă mi-aș fi setat-o mai devreme și aș fi dat update, mi-ar fi apărut așa, cum aș fi lăsat-o eu. Reply to, unde vreau eu să-mi dea reply, da? Bun, aici, la subiect, este subiectul. Îi pui tu un subiect. Bun venit, sau le îi spui ce vrei tu, da? E-mail 1. E-mail general, că trimiți un e-mail general. Iar aici, îți recomand să nu te complici cu butoane. Ștergi tot ce e și începi și spui, salut, Laurențiu sunt și îți recomand să dai click aici. Mulțumesc și mult succes! Cu drag, Laurențiu Flore. Îți recomand să dai click aici, fiindcă vei avea beneficiile X, Y și Z. Da? Bine, am pus text așa, da. Asta este e-mail-ul. Tu aici poți să adaugi, bineînțeles, poți să adaugi o grămadă de chestii, poți să adaugi o imagine, poți să adaugi două imagini, poți să adaugi două butoane, poți să adaugi o grămadă de chestii. Dacă vrei, poți să te joci tu pe aici. Dar eu spun personal că toate chestiile astea încarcă e-mail-ul și sunt șanse să-ți intre în spam dacă îl încarci. Așa că lasă text. Dacă ai vreun link de pus, de exemplu vreau să redirecționez către site-ul meu, da? Iau linkul și aici unde scrie click aici, selectez, mă duc frumos aici unde văd asta de link, dau control V aici ca să-mi pun linkul și voilà. Da? Recomand să dai click aici. Fiindcă vei avea beneficiile X, Y și Z. Perfect. Despre asta e vorba. Cam așteptă-ți un e-mail simplu. Și ceea ce îți mai recomand aici la e-mail, neapărat, este să vii și să ștergi unde scrie URL. Vei? Ștergi chestia asta. Neapărat să ștergi chestia asta. Dacă lași doar ăștia în subscribe, bine, poți să pui dacă vrei și în română. Pui slash dezabonare. Poți să pui în limba română.
dar să ștergi acel URL. Dacă lași acel URL, va fi un email foarte, foarte urât acolo jos. Va fi un email foarte lung. Va fi un link foarte lung de dezabonare. În schimb, dacă lași unsubscribe / dezabonare, fix așa vor primi și ei. Bun. Cam așa arată. Asta este template-ul și dai confirmare. Adică dai save și te duci la următoarea pagină de confirmare. Bun. Poți să dai preview aici, să vezi cum se vede e-mailul și cam așa. Salut, Laurențiu sunt și îți recomand să dai click aici, fiindcă vei avea beneficiile X, Y și Z. Mulțumesc și mult succes cu dar Laurențiu Furea. Un subscribe dacă vrea să se dezabonezi și așa mai departe. Și dacă dă click aici, va fi redirecționat către acel link pe care eu l-am pus. Da? Bun. Acum, ca să poți să-l trimiți, dă aici save și activare. Dacă dai doar save, nu se trimite. Dacă dai save și activare, se trimite. Și practic ăsta este un email pe care tu îl trimiți o singură dată către ei și atât. Nu este nimic programat să se trimită la ora X, Y, Z. Da? Bun, așa se trimite un email regular sau broadcast. One time, o singură dată. Acum, să-ți arăt cum se creează o automatizare. Vii tot aici la e-mail-uri și bifezi email sequency. În momentul în care dai pe email sequency, îți setezi tu, de exemplu, 10 e-mail-uri sau câte vrei tu. Da? Și dai aici creare sequency. Vezi cum am eu aici. Curs gratuit 95.0 are 20 de e-mail-uri. Makeup Lovers are 27 de e-mail-uri, Funnel Română 28 de e-mail-uri, Funnel 14 e-mail-uri, Islam 14 e-mail-uri, drumul către 10.000 de euro, secvența 1, 28 de e-mail-uri, automatizare perfect 11 e-mail-uri și așa mai departe. Și acum o să-ți arăt și ție cum să creezi aceste e-mail-uri. Dai click pe Create Sequence, dai o denumire, test tutorial, da? Și bifezi aici sequence. Te întreabă către secvență către ce listă și tu dai către lista ta. Practic ce am făcut? Am creat o listă pe care am adăugat-o la funnel și acum creez tutoriale, e-mail-uri pe care le conectez la listă și dau save. Și practic în momentul de față eu urmează să creez e-mail-urile pentru acest nume pe care l-am dat, test tutorial. Și cum fac asta? Mă duc la el, dau click aici și dau update. Bun. Și acum mă întreabă așa. Sequency, da, pentru lista asta. Așa este denumirea și aici este e-mailul cu numărul 1. Dau click pe el. Dau update. Ca să îl editez un pic, da? Și este fix cum ți-am arătat la regular. De asta ți l-am făcut pe aici la mai devreme. Aici este sequence selectată, lista este selectată, tot ce trebuie să faci este să dai save ca să mergi la template. La template scrii și tu email 1 și aici pui ce ai tu de pus și important aici. Gata, și ăsta este primul email pe care l-ai creat. Selectezi de pe ce adresă vrei să trimiți, da? Unde să se dea reply și așa mai departe. Email 1, dai save, poc, gata. Aici poți dai, îți recomand aici doar să dai save aici. A, te întreabă când. A, scuză-mă, aici la confirmare, înainte să dai save, te întreabă când să plece acest e-mail, primul e-mail. Și tu lași așa, să plece la 0 minute after subscribe, după ce s-a abonat. Da? Pe ăsta lași la 0 minute și pe celelalte o să le pui la o zi distanță. Momentan, lasă-l pe ăsta să primească imediat un e-mail. Aici, dacă vrei, spui salut, la orientul sunt...
Iar acesta este primul email. Da? Aici lași 0 minute după ce s-a abonat și dai save. Atât. Numai de activare că le dai după aceea. Acum, al doilea email. Ori dai aici add email, ori dai duplicare. Deci pe frate ar fi să dai duplicare, fiindcă dacă dai duplicare, îți rămân deja alea setate. Uite, dau aici duplicare, confirm duplicarea. Și mi l-a pus aici copy. Dau de aici și dau update. Ce rămâne setat? Rămâne setat totul. Da? Totul rămâne setat. Ăsta rămâne așa, nu mai schimb nimic. Dau save modul template. Aici rămâne setată adresa de mail de pe care să trimit, adresa de mail unde să primesc și tot, că practic am duplicat. Iar aici pun email 2. Pun textul de la email-ul 2. Da? Iar acesta este al doilea email. Da? Dau save și mă duc la confirmare. Aici la confirmare mă întreabă înainte să dau save. Când vrei să primească? Că nu poți să las tu la 0 secunde. Și aici pun o zi distanță și aici pun cifra 1. La o zi distanță de când s-a abonat. Și practic la o zi distanță. Dacă s-a abonat astăzi, a doua zi primește acest email în timp real și dau save. Atât. Save și activate dau doar când îl trimit direct. Acum doar le salvez. Acum ce fac? Dau iar duplicare și dau update iar. Nu, dau duplicate. Dacă duplic ăsta. Duplicare. Confirmare duplicare. Și am mai două copii. Ce fac? Dau click aici. Update. Și practic este la fel. Aici nu setez nimic. Dau save. Toate sunt setate aici pe sus. Scriu doar e-mail-ul 3. Ce vreau informații vreau să-i trimit. Al treilea e-mail. Aici asta cu dezabonarea este deja setat. E-mail-urile sunt setate, dau doar save și setez când să plece acest e-mail. Și aș vrea ca acest e-mail să plece la 2 zile distanță de când s-a abonat. Și dau save. Da? Deci, primul pleacă în timp real, al doilea pleacă la 1 zi distanță, iar al treilea pleacă la 2 zile distanță. Și așa mai departe. Faci câte vrei tu. Asta acum, uite, mai fac încă unul. Oh, sending. Aici, uite, ca să vezi diferența. În loc să dau save, am dat save și activare. Nu am dat doar save. Vezi, apare cu pauză. Ele, ca să ruleze, trebuie să fie pornite. Ele acum, dacă scrie, ele acum nu sunt pornite, pentru că scrie activare. Urmează să le activez. Deci, dacă urmează să le activez, înseamnă că ele sunt oprite. Da, dacă îmi spunea să pun pauză, înseamnă că ele rulau. Ok, să mai fac încă un. Îi dau ăstuia duplicate. Confirm. Unde, pe care mi l-a copiat? Unde mi l-a copiat? Nu știu. A, uite ce mi l-a copiat. Dau update. Tutorial 4 campanii, le las așa. Dau save. Aici totul sus este setat. Îmi scriu e-mail-ul. E-mail 4. Tu e-mail-urile astea ca să câștigi poți să-ți le scrii în Word. Eu personal am un fișier Word. Asta este setat. Dau save. Eu îmi scriu e-mail-urile mai întâi în Word sau în Notepad și după aceea doar mi le iau cu copy-paste. Aici când să plece? Nu aici să plece la 2 zile să nu fiu agresiv. Pun și eu la 4 zile distanță sau la 5 zile distanță. Da? Așa la 4 zile distanță. După aceea dacă vrei să faci multe, scrii cât de multe vrei tu, te lungești cât vrei tu de mult. Da? La 4 zile distanță să trimiți. Poți să pui la 30 de zile, poți să pui la 120 de zile să primească când vrei tu. Da? De când s-a abonat el. Bun, pun la 10 zile distanță să se aboneze și uite, dacă dau save, doar mi se salvează. Dacă dau save și activare, mi-a și plecat. Dar eu dau doar save.
Și practic cam așa arată. Ăsta pleacă după 0 minute de când s-a abonat. Hai să încarc. Deci unul pleacă în timp real, unul pleacă a doua zi, a treia zi și a patra zi. Este simplu, da? Acum, ca să le pornesc, tot ce trebuie să fac este să dau aici activare, 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 activare. Și din momentul ăsta, dacă cineva își introduce adresa de e-mail, va primi la 0 zile, la 2 zile, la 1 zi, la 10 zile e-mail-urile respective. Cam asta este tot. Dau update și de preferat ar fi să mai vin aici odată și să mai dau un refresh. Aici fiind unde ți-am arătat, deci nu aici save. Cel mai bine este să vii aici unde sunt. Bine să dai aici save, da? Dar cel mai bine este să dai aici unde sunt toate paginile, că poate mai lucra pe alte pagini și dai aici republicare. Asta este cel mai în siguranță save. Și practic tu ce ai făcut? Ai creat o pagină de home, da? Ai creat o pagină de home, go to website, care arată așa. Câteva informații, un video și cineva își introduce adresa de mail. Dacă își introduce adresa de mail, test@arundiahu.com, da? Și dă click aici. Adresa lui de mail se va duce la mine în listă, iar el va fi redirecționat către, eu aici nu am setat, dar va fi redirecționat către către pagina asta pe care am setat-o eu. Ok? Și totodată aici pot să pun direct linkul de afiliat al cuiva. Nu trebuie să pun neapărat pagina a doua. Pot să pun linkul de afiliat al cuiva. Iar hai să vedem adresa de mail dacă am venit aici, modul la liste, subscribe, liste, și vedeți aici la test listă, dau click aici, dau overview sau subscribe, da? Și vedem că există deja un abonat, adică eu, cu adresa test@yahoo.com când m-am abonat mai devreme un pic. Da? Deci funcționează. Și acum la această adresă test@yahoo.com există acele e-mail-uri care sunt deja setate și pe care le-am închis. Adică aici. Dacă mă duc aici la e-mail-uri și mă duc la email sequence, jos de tot, există jos, există test tutorial, da? Unde am 4 e-mail-uri setate pentru toți cei care se abonează aici la test listă. Cam asta este tot. Sper că ți-am adus cât mai multă valoare. Dacă ești să te împiedici la ceva, să întâmpli în dificultăți, recomand să vorbesc pe chat. Da? Să cauți soluții aici în Builderall. Nu știu dacă te duci aici la soluții, dacă nu găsești ceva, te duci la training, vorbesc la modul cel mai serios, te duci aici la Builderall University Live și dacă ai orice problemă, orice nelămurire, aici sunt tutoriale pe bandă rulantă. Da. De mailing boss 5.0, dacă dai click, ia uite, create a list, create, ia uite câte tutoriale sunt. Da. Sunt multe. În general, cauți pe aici sau vorbești la chat ca să te ajute. La liste, nu știu exact dacă ți-am făcut toate setările la liste. Dacă ai vreo problemă la liste, te duci aici, la liste, subscribe, liste. Nu știu dacă ți-am arătat asta, dar parcă ți-am arătat. Dacă ți-am arătat odată. Liste de test listă, dai aici, update, te duci la forums și aici vezi dacă cum sunt ele bifate pe aici, da? Hai, asta e tot, îți țin pumnii, mult succes și spor să faci cât mai multe automatizări.
Mult succes! Pa, pa!